Deputatul PNL Lucian Bode spune că premierul Victor Ponta a intrat în săptămâna patimilor, fiind subiectul unei cereri de încuvințare a urmăririi penale de către DNA, dar și a unei moțiuni de cenzură. Cu toate acestea, Bode este convins că Victor Ponta se va crampona de funcție și nu va demisiona. Victor Ponta și PSD intră în săptămâna patimilor. În ceea ce privește moțiunea de cenzură depusă de Partidul Național Liberal, calendarul grăbit pe care majoritatea PSD îl propune nu ne deranjează. Am depus această moțiune de cenzură cu tema votul prin corespondență, blocarea dreptului de vot a românilor, ținând cont de următoarele aspecte. Tema moțiunii este fundamental, vitală pentru democrația din România. Moțiunea aș fi putut foarte ușor să fie axată pe incompetența guvernului, și exemplele sunt numeroase. Taxa pe stâlp, supraacciza la carburant, proasta gestiune a cardului de sănătate, aberațiile fiscale precum operațiunea Bacșișu sau atitudinea ostilă față de justiție, în cazul Șova și mai nou în cazul domnului Victor Ponta, jaful din companiile controlate de stat, falimentul unor sectoare industriale, cum este mineritul, dar am preferat să sancționăm prin moțiune atacul lui Victor Ponta la esența democrației, și anume atacul la dreptul la vot. Moțiunea va sancționa atât blocarea votului din diaspora, cât și refuzul de a organiza alegeri parțiale în 6 consilii județene, 28 de primării, între care și primăria comunei Meseșeni de Jos, din județul nostru, respectiv 19 colegii parlamentare, cu încălcarea legii, fapt constatat de altfel de mai multe instanțe din România, instanța de la Cluj, respectiv de la București. PNL consideră că dreptul de vot nu este o lozincă, așa cum spunea Victor Ponta. Guvernul Ponta trebuie să plece pentru că a refuzat, așa cum spuneam, constant dreptul românilor de a-și alege reprezentanți. În ceea ce privește cea de-a doua mare încercare pentru Victor Ponta și pentru PSD, și anume audierile din Comisia Juridică de azi, votul de mâine din plenul Camerei Deputaților, aș vrea să fac următoarele precizări. Fără urmă de îndoială, Victor Ponta trebuie să demisioneze imediat. Demisia lui Victor Ponta este obligatorie. Acuzațiile împotriva sa sunt incompatibile cu funcția de prim-ministru. Orice întârziere este de natură să pună România într-o postură ingrată în relația cu partenerii internaționali. Rămânerea lui Ponta în funcție îndepărtează România de Uniunea Europeană, de valorile democratice europene și afectează procesul de recuperare a decalajelor dintre noi și celelalte state membre ale Uniunii Europene. Prin faptul că se cramponează de funcție, Ponta aruncă România într-o criză politică gravă, fără precedent, cu consecințe dificil de estimat în acest moment. Ponta nu mai este interlocutor pentru partenerii externi, din păcate pentru România. Acuzațiile sunt de o maximă gravitate și afectează grav credibilitatea internă și externă a guvernului Ponta. Credeți că Victor Ponta va demisiona? Așa cum îl vedem că se agață din toate puterile de scaun și cum îl cunoaștem, un tupeu și o brăznicie greu de înțeles pentru un om aflat în astfel de demnitate, cred că va încerca prin toate mijloacele să obțină votul împotriva începerii urmăririi penale a colegilor deputați aflați în arcul puterii. Cred că va influența prin toate mijloacele pe care le are la îndemână, în special cele guvernamentale, târgile guvernamentale, să influențeze acest vot și majoritatea PSD să se opună pentru a nu știu câte oară solicitării justiției de a
merge ca orice român, ca orice om normal în fața instanței și a-ți dovedi nevinovăția.